Câte depuse? Și 3 depuse în scris. Aveți cuvântul, doamna deputată. Doamna președintă, doamnelor și domnilor deputați, interpelarea, obiectul interpelării este vidul informațional al populației după integrarea României în Uniunea Europeană. O să prezint foarte pe scurt, aș vrea să spun că nu este niciun secret faptul că integrarea României în Uniunea Europeană, pe lângă efectele pozitive pe termen lung pe care le așteptăm, ne-a prins total nepregătiți din punct de vedere informațional. În ultima perioadă am primit numeroase semnale, atât din partea populației, a oamenilor de rând, în special cei din mediul rural, dar și a reprezentanților instituțiilor statului și a sindicatelor, care reclamă faptul că nu știu exact ceea ce trebuie să facă pentru a respecta legislația armonizată cu cea din Uniunea Europeană. Nu știu ceea ce să facă pentru că ei nu cunosc practic legislația. Legislația nu este publicată integral pe site-ul și aș da un exemplu elocvent. Strategia Națională pentru Implementarea Anului European al Egalității de Șanse pentru Toți, anul 2007, a cărei variantă agreată de Comisia Europeană este publicată în limba engleză pe site-ul Agenției Egalității Naționale, pe site-ul Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse. Ori nu cred că toată lumea trebuie să cunoască limba engleză. În acest sens, concluzionez, solicit domnului prim-ministru să dispună publicarea pe site-ul guvernului, ale ministerelor și celorlalte instituții ale statului, a tuturor modificărilor efectuate odată cu aderarea la Uniunea Europeană, precum și capitolele negociate, și să se identifice și o altă formulă pentru rezolvarea acestui vid informațional, eventual pentru o campanie națională de informare pe diferite domenii. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna deputat. Daniela Popa, 2 interpelări depuse în scris. Domnul deputat Aledin Ahmed, 3 interpelări. Vă rog, aveți cuvântul.